Prietene crescut la oraș, fără milă ca florile în fereastră. Prietene care niciodată n-ai văzut câmp și soare jucând sub meri înfloriți. Vreau să te iau de mână. Vino să-ți arăt brazdele văzduhului. Pe dealuri unde te întorci cu ciocul înfipt în ogor sănătos, sunt pluguri, pluguri, nenumărate pluguri. Mari păsări negre ce-au coborât din cer pe pământ. Ca să nu le sperii, trebuie să te apropii de ele cântând. Hai, vino! Cântec pentru anul 2000. Vulturul ce rotește sus va fi atunci de mult apus. Lângă Sibiu, lângă Sibiu prin lungi, numai stejarii vor mai fi și atunci. Mai amintiți-mă vă, un trecător, de unui străin, sub ceasul lor? Nu cred să mă vestească cineva, căci basmul ar începe așa. Pe aici umblă și el și se întorcea mereu, contemporan cu fluturii, cu Dumnezeu. Trebuie să le spunem privitorilor noștri și ascultătorilor noștri de ce am debutat atât de poetic în această emisiune. De dragul lui Lucian Blaga, se împlinesc 125 de ani de la nașterea marelui Lucian Blaga. Prin urmare, am considerat să renunțăm la pastilele noastre obișnuite, care ni-s dragi de altfel, și la contrapastile, și să debutăm emisiunea cu două poeme ale lui Lucian Blaga. Da, în ceea ce mă privește a fost Cântec pentru anul 2000 și ce aș mai spune eu este că în 12 mai, când se împlinea 100 de ani de la nașterea marelui poet, în 1995, universitatea noastră primea dreptul de a se numi chiar așa, Universitatea Lucian Blaga. Alături de noi va intra imediat domnul Remus Brad. Bună ziua din nou! Bună ziua! Ce faceți? Bună ziua! Mulțumim! Recităm din Blaga. Oh, ce frumos! Ce ați mai făcut? Ce ne mai propuneți astăzi? Să știți că după... Păi astăzi aș fi vrut să ne uităm un pic peste facilitățile contului MyAccount la universitate și, desigur, să îndrumăm studenții, având în vedere ultimele decizii care s-au luat la nivel de universitate, să își deschidă un cont MyAccount la universitate, pentru că vor avea posibil nevoie de el pentru a desfășura în bune condiții examenele. Haideți să ne uităm un pic peste site-ul universității. Avem aici, desigur, printre altele, accesul direct la Classroom, la suita de aplicații, dar pentru cei care nu au încă cont la Universitatea Lucian Blaga, îi îndrumăm să acceseze secțiunea My Account și, desigur, să trimită o astfel de cerere. Studenții trebuie să-și completeze un astfel de formular care, în fine, nu le cere mare lucru. La nivelul anumitor facultăți s-a luat decizia de a se realiza examinări online. Probabil că în acest context va trebui cu toții să ne antrenăm, să realizăm fie chestionare, cum am mai arătat la întâlnirea noastră trecută, direct în Classroom, există și această posibilitate, dar o putem face eventual și folosind formularele pe care ni le pune la dispoziție tot așa suita Google. După ce cererea a fost depusă și s-a primit, atenție, un mail pe adresa de mail alternativă, foarte mare atenție aici, să scriem corect CNP-ul și, desigur, adresa de mail alternativă, pentru că pe acea adresă vom primi mai departe detaliile de conectare și, pe lângă detaliile de conectare, chiar și toate serviciile pe care le pune la dispoziție contul MyAccount. Eu m-am logat pe propriul meu cont și vedem aici unele din serviciile care sunt sau nu sunt active. Odată, accesul la wireless. Deci, universitatea noastră face parte și a fost
a doua sau a treia din România, care a făcut parte din această federație numită EduRom. Ea cuprinde aproape toate universitățile, școlile, liceele din Europa și o bună parte din universitățile din Statele Unite, dar în momentul de față cred că aproape avem o întindere globală. Ceea ce înseamnă că, având un cont la universitate, ne putem autentifica automat în rețeaua wireless a Federației EduRom, oriunde ne-am afla. O bună parte din serviciile noastre se bazează pe G Suite for Education. Suntem parteneri Google. Datorită acestui parteneriat am avut acces la platforma Meet în variantă business în această perioadă, asta însemnând că s-au putut desfășura conferințe cu peste 250 de participanți și din suite asta face parte și Classroom-ul, Meet-ul, e-mail-ul, da? Dar pe lângă asta vreau să atrag atenția și asupra faptului că avem acces la două instrumente extraordinare. Unul dintre ele este Google Drive, ne permite undeva la vreo 30 de giga de stocare. Putem șara împreună cu toți ceilalți, da, împărți accesul la documente și aici revin pentru că Google Docs, Sheets, Slides sau Forms este tocmai o, dacă vreți, o extindere a Office-ului în varianta Google. Și atrag atenția asupra faptului că folosind Google Forms am putea realiza nu numai acele chestionare de care câteodată ne-am lovit, am primit mail-uri prin care am fost rugați să completăm astfel de chestionare pentru studii ale colegilor noștri sau ale studenților, dar în cazul ăsta se pot realiza chestionare care să fie utilizate în examinare. Acum, pe lângă parteneriatul cu Google, noi avem și unul cu Microsoft și la fel Office-ul 365 este o opțiune validă în My Account-ul universității. Prin intermediul lui avem acces la toată suita, să zicem una echivalentă cu cea a lui G Suite, oferită de către firma Microsoft. Pe lângă asta, utilizatorii noștri pot să își descarce și să folosească ultima variantă de Office pe offline, asta însemnând un kit de instalare de Office pe calculatoarele personale până la 5 activări, doar că activitatea pe aceste activări se va putea face doar printr-o autentificare la contul din My Account. De anul trecut și sperăm că în continuare vom avea acces, am facilitat studenților și cadrelor didactice posibilitatea de a lucra fie online, fie offline, prin descărcare și instalare, MATLAB. MATLAB, o suită extrem de generoasă de tool-uri în domeniul științific. Așa, poate fi folosită pentru modelare și în domeniul biologiei, poate fi folosită pentru statistică în domeniul de științelor economice. MATLAB este, iată, un alt produs pe care MyAccount îl pune la dispoziția utilizatorilor și ajung la ceea ce se numește Anelis Plus. Anelis Plus fiind o federație a universităților românești, a pornit cumva ca un proiect și este în momentul de față o federație prin care noi avem acces la literatura științifică de specialitate. Asta însemnând că se plătesc accesele universităților la diversi editori, da, Springer, printre altele, da, la Web of Science, pentru ca toate cadrele didactice, dar și studenții din interiorul universității, dar prin intermediul Anelis Plus și de acasă, să poată avea acces la literatura științifică. Deci cam astea ar fi beneficiile contului My Account, pe care îl recomand, desigur, tuturor angajaților, angajații au din start un astfel de cont creat, dar și tuturor studenților noștri. Toate sunt la un click distanță, am încercat să fie la un click distanță pe site-ul universității, da? Sigur, n-am putut să aglomerăm prima pagină în așa fel încât multe dintre ele sunt totuși în pagini secundare, dar oricând o căutare poate să dezvăluie multe din serviciile pe care noi încercăm să le punem la dispoziție și vom încerca în continuare să dezvoltăm aplicațiile informatice pentru ca, iată, ele să fie de folos. Printre altele, uite, dacă e să
enumăr iarăși o facilitate, legitimația noastră de servici și pentru studenți legitimația de student. Nu numai că ne poate deschide o ușă, dar, nu știați, poate putem să încărcăm bani și să plătim la cafeterii și la cantină, folosind cardul nostru de servici sau de student. Domnule Brad, vă mulțumim și astăzi pentru tot ce ne-ați transmis și vă așteptăm săptămâna viitoare. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și să ne vedem sănătoși. Informații utile ca de obicei. Hai să vedem ce fac studenții noștri. Bună ziua! Bună ziua! Servus, Cristina, ce faci? Bine, pe acasă. Nu sunteți plecată pe undeva, nu? Nu, n-am plecat din casă zilele astea. Doar am mers doar de două ori la magazin în două luni, deci destul de trist. Deci se poate, nu? Da, dar e dificil. Cum v-ați petrecut în general perioada aceasta de izolare? Ce ați făcut ca să vă mai omorâți timpul? Perioada asta cumva a început total diferit de cum e acum. Adică am început mult mai relaxată și am meditat, am făcut fitness, am stat cu pisicile, m-am uitat la filme, n-am făcut nimic foarte academic, să spun așa. Până când mi-am dat seama că trece timpul și vine licența. Și acum nu sunt prea relaxată, cam deloc. Ceva, un film pe care l-ați văzut sau o carte pe care ați citit-o, ne-ați putea recomanda? Cărți pe care le-am citit, nu, pentru că citesc articole pentru licență, după cum am spus, dar un film, da. E puțin dificil de văzut, poate pentru unii oameni, pentru că este musical, romantic și dramă. Dar e foarte frumos. Se numește The Broken Circle Breakdown. Și pe lângă lectură, pentru licență, pe lângă filme, pentru timpul liber, ce ați mai făcut? Am stat prin curte. Din fericire am o curte și 6 animale de companie. Deci e foarte aglomerat. Am făcut fitness, l-am în cameră pe covoraș. Am mai scris câte ceva, câte un vers, așa ca un amator. Da? Serios? Da. Și asta vreau să mă arăt astăzi. Hai să vedem, da. Eram curios. Bine. Pentru că sunt o romantică incurabilă, sunt ambele despre iubire, evident. Hai să vedem. Așa. Încep cu prima. Se numește despre cum am renunțat la mine pentru noi. Avem o saltea, avem 6 sortimente de ceai diferite, avem o lampă înaltă, avem coloane de cărți, pe rafturi imaginare, caricaturi pe pereți și decorațiuni florale. Avem un dulap în care ne înghesuim trecutul. Urmează livrarea celui pentru viitor. Avem un cuptor pe care nu l-am descifrat încă. Avem o cadă încăpătoare pentru când ne vom îngrășa amândoi. Avem un WC despre care îmi displace să vorbesc. Avem un balcon de pe care obișnuiesc să privesc în fiecare dimineață, simțindu-mă personaj secundar în propria mea viață. Cea de-a doua poezie se numește Zero. Bun. 1, 2, 3, 4, am pierdut numărătoarea, poate 8, linguri de cafea măcinată la 200 ml de apă fierbinte. Indiferent, rămâne diluată. 10, 11 și mai multe, ore de somn, pe ceas de ceară topită, oboseala s-a până oprit sub ochi, gropii vineții. 19, 20, 21, mai urmează 10, zile ce gravitează, e asupra existenței mele și a tot ce a însemnat viață cunoscută. Tavanul îmi ține tot mai mult de umbră. Nu mai știu câte numărători trecute pe pereții albi cu un stilou, să nu mă pierd, să nu mai pierd dovada că sunt reală, când zidurile casei nu răspund din milă țipătului meu cu niciun eco. Atâtea numere și niciun tu. Foarte fain. Bravo! Aplaudem pentru frumoasele verse. Gând bun pentru colegii dumneavoastră?
Un gând ar fi să accepte situația în care ne aflăm. Asta mi s-a părut foarte greu să accept și faptul că poate o să mă îmbolnăvesc sau nu, dar să trecem așa cum e prin situații și să găsim în același timp și un echilibru, pentru că e destul de dificil, oamenii acum sunt foarte tensionați. De exemplu, avem timp să petrecem cu familia, până petrecem prea mult timp cu familia și deja devine tensionant. Și de aia spun, un echilibru e greu de găsit acum, dar cred că se poate, dacă ne străduim. Vă mulțumim mult de tot. Și eu mulțumesc. Florin, astăzi ar fi interesant dacă am putea vorbi un pic și acum că ne apropiem de momentul când o să se ridice o parte mare din restricții, dacă am vorbit un pic și despre cum arăta pandemia în trecut. Avem o colegă care ar putea să ne ajute în sensul ăsta și să ne dea mai multe detalii. Îți fac cunoștință, Florin, cu Dana Stanciu. Ne bucurăm să o avem astăzi alături de noi. Vorbeam cu Florin mai devreme și spuneam că poate că ne vei ajuta un pic să dăm câteva informații cu privire la cum arăta pandemia în trecut, pentru că, iată, vorbim cu un istoric în primul rând. Dar înainte de asta, aș vrea să te întrebăm cum a fost perioada asta pentru tine? Foarte grea. Am perceput-o destul de greu, mai ales statul în casă și informat în fiecare zi cu privire la tot ce se întâmplă, deci îți poate afecta destul de mult psihicul, să zicem așa. Dar apoi am încercat să revin la rutina normală, m-am bucurat să țin orele online. Oamenii, cum au trecut ei, de exemplu, peste o astfel de nenorocire prin care trecem și noi acum? Pandemiile, epidemiile au răspândit acest sentiment de frică și insecuritate socială. Și asta se vede și prin prisma faptului că pandemia nu ține cont de rang, nu ține cont de stare socială, grad. Mai multe personalități au căzut victime pandemiilor, epidemiilor. Spre exemplu, Iancu de Hunedoara, știm cu toții că a murit de ciumă. Apoi, sunt diferite percepții în mediul urban față de cel rural. Dacă ne gândim la perioada medievală, observăm până în perioada modernă existența unei așa numite cămașă a ciumei, care își găsește originile undeva în perioada medievală. Această cămașă a ciumei este amintită de Argetoian în memoriile sale când în primul război mondial observă în anumite sate, trecând cu trupele prin satele respective, observă mai multe cămăși din cânepă aflate la hotarele satului. Rădăcinile poveștii cămășii ciumei se pierd în negura istoriei, datând, cum am zis, în perioada medievală, probabil. Relatările transmit în general faptul că satele erau sărace, bolile bântuiau, moartea culca la pământ trupurile fără să aleagă tineri, bătrâni, copii, iar ciuma, cea mai cumplită dintre maladii, amenința tocmai să pustiască acest sat pe care deseori îl idealizăm. Pentru a proteja comunitatea de acest teribil flagel, cum era ciuma, exista un ritual care trebuia îndeplinit în tocmai, fără nicio abatere de la reguli. Seara, la apusul soarelui, se adunau mai multe femei într-o casă a uneia dintre ele, în general o femeie singură, unde se apucau să toarcă, să țeasă, să croiască și să coasă o cămașă de cânepă. Totul trebuia isprăvit foarte repede, trebuia finalizat înainte de miezul nopții, pentru ca la momentul trecerii în ziua următoare, deci aici observăm cumva și partea asta de noapte, zi, noul care urma să vină aducând, să zicem, renașterea unei zile noi mai bune, cămașa urma să fie aruncată între hotare, deci tocmai la marginea satului, pentru a nu permite ciumei să intre în sat. Deci astfel toată comunitatea, aceste femei, în general erau 9 femei, care torceau, țeseau și făceau cămașa ciumei din cânepă, protejau satul. Maramureș, am mai întâlnit din ce am citit în ultima vreme, în țara Lăpușului se confecționau cămăși ale ciumei și în vreme de război.
războiul fiind considerat tot o ciumă. Menționat mai devreme Maramureșul, ceea ce privește Sibiul, avem ceva istoric legat de felul în care a afectat Sibiul vreo epidemie în trecut? Da, și la Sibiu, la fel ca în toată Transilvania, au existat de-a lungul anilor epidemii. Aici aș aminti epidemiile de holeră din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar cu precădere aș discuta despre începerea primului război mondial, cunoscut și ca Marele Război, care clar schimbă niște paradigme în toată societatea. Dacă ne uităm însă la cazul Serbiei, Serbia avea o populație de 3 milioane de oameni. În 6 luni după începutul primului război mondial, fiecare a 6-a persoană era diagnosticată cu tifos. Și asta mă aduce la Sibiu, prin faptul că tifosul apare consemnat în Sibiu odată cu 1917, ca urmare, probabil, a bătăliei de la Sibiu, bătălie care a avut loc în august-septembrie 1916. Am urmărit paginile presei și acolo, în paginile presei, direcția de poliție, administrația orașului, transmite diferite modalități de prevenire, să zicem, a tifosului sau oamenii care sau de dezinfectare a mediului de locuire și al oamenilor care au intrat în contact cu tifosul. De altfel, se dă dispoziție ca locuințele, cafenelele, hanurile, restaurantele, școlile, cazarmele, toate să fie dezinfectate, iar deșeurile animale și umane să nu fie păstrate deloc în apropierea locuințelor. Dintre modalitățile de dezinfectare a locuințelor, vă citesc din presă, în limbajul epocii, cred că ar fi interesant să auzim și cum era limbajul epocii. Cu siguranță. Citez. Se recomandă spre dezinfecțiunea locuinței fie apa de varu, un litru de varu curățatul, arsu și pulverizatul, așa numitului varu grasu, cu 4 litre de apă, soluțiune de potasă, caliu, așa numitul săpunul de unsu sau săpunul verde sau negru, soluțiune de acid carbolic. Aici facem și un pic de dicție. Bolnavul de holeră sau tifos trebuie să se dezinfecteze cu una dintre aceste soluții, precum și obiectele cu care intră în contact. Trebuie dezinfectați pereții, mobilierul, iar hainele, zdranțele, trebuie fie lăsate în soluție 12 ore, fie arse. După dezinfectare, spațiul trebuie aerisit și după putință nelocuit timp de 24 de ore. Toate vechi și nouă toate. E incredibil. Zici că e acum. Exact. Dana, mulțumim mult de tot pentru toate informațiile, da, pentru intervenția ta. Mulțumim foarte mult. Cu drag. Mulțumim mult de tot. Hai să mergem acum mai departe în ritm alert pentru a ne cunoaște cu o domnișoară care este studentă la Facultatea de Litere și Arte. Fac eu această introducere. Bună ziua! Să-i spunem bun venit și să vedem ce a făcut în perioada aceasta. Antonia, bună! Bună ziua! Bine, ce să fac? Cred că toți în perioada asta încercăm să profităm să facem lucrurile de care n-am avut atât de mult timp. În cazul meu am încercat să profit cât de mult pot de teatrul online și de oportunitățile pe care altfel nu le-am fi avut. Chiar recent am văzut Frankenstein de la National Theatre cu Benedict Cumberbatch. Superb! Chiar îl recomand. E jos pălăria. Se poate găsi undeva? Există un site sau există? Da, pe YouTube este pagina Teatrului Național, National Theatre din Londra. Cum merge școala? Bine, merge mai greu puțin cu partea practică. Normal. A trebuit să mă obișnuiesc să filmez, a fost destul de greu la început. La toți ne e greu, să știi. Toți trecem prin aceeași problemă, pentru că eu iubesc foarte mult teatru, de exemplu. Iubesc enorm de mult relația cu publicul și acum a trebuit să am o relație mai specială cu camera, de luat vedere, care e o altă
o altă tehnică, e mai complicat. Dacă da. Pentru noi e complicat, gândește de atâția oameni care trebuie să se, să se adapteze la treaba asta. Prezența ta nu e întâmplătoare, tu fiind reprezentant al Departamentului de Artă Teatrală, ești în anul 2 la acest departament, la actorie, și ne-am bucurat foarte tare dacă ți-ai aduce aportul artistic la, la această emisiune. Sigur. O să vă cânt ceva, dacă tot. Hai să vedem. Ochi și urechi. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. And I know you feel like dying, but I promise you we're gonna walk it out and move mountains. We're gonna walk it out and move mountains. I'll rise like the day. I'll rise unafraid. I'll rise up. And I'll do it a thousand times again. În încheiere te rugăm din suflet să transmiți un gând bun, sper. Celor care te privesc, publicului tău, căci deja e publicul tău, ai apărut în câteva producții ale departamentului nostru și și la Teatru Mare joci, nu? Joci în Faust. Da. Corect. Așa că te rog frumos, colegilor, celor din colegii tăi din ceilalți ani sigur așteaptă un gând și un semn de la tine și publicul de asemenea, te rog frumos să transmiți tuturor un gând. Sper să fie toți bine și să profite de timpul ăsta să descopere chestii ei și să descopere alte oportunități, alte metode de teatru și sper să ieșim cu bine din această perioadă și să fie toată lumea în siguranță. Mulțumim, și sper să veniți din nou la teatru, să vină lumea din nou la teatru. Cu siguranță după perioada asta va fi, sperăm și noi, o foame teribilă de cultură, de întâlnire, de socializare, păstrând sigur distanțarea socială atunci când trebuie și toate normele, respectiv instrucțiunile pe care le vor da autoritățile. Îți mulțumim foarte mult și să știi că și noi, profesorii, ne gândim cu dor la voi, cei de la repetiții și să ne vedem cu bine. Vă mulțumesc și eu foarte mult și sper să ne revedem într-adevăr cu bine. La revedere! La revedere! La revedere. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc! Dorin, a fost o întâlnire bună în seara asta, nu? Sigur că da. Sper din tot sufletul că această izolare noastră să ne fi adus un pic, să ne fi amintit de acea răbdare, de acea tihnă pe care ar trebui să o redobândim în a ne asculta unii pe alții. Pentru că, obișnuiți cu viteza de dinainte, derulăm foarte repede ceea ce ni se oferă. Ori, de multe ori, exact în acel segment pe care noi l-am derulat, crezând că nu e interesant, poate ne poate schimba gustul, să nu zic viața, sau ne poate schimba o viziune asupra modului nostru de a fi. Trebuie să învățăm cumva și să fim și responsabili în această libertate și da, cred că ai dreptate. Cred că putem învăța din această izolare bucuria clipei, bucuria prezentului, pe care de multe ori o ratăm pentru că mintea noastră sau merge în trecut, sau merge către trecut, sau se gândește la viitor. Pierdem clipa, e clar. Cineva, da. Ori proiectul, ori trecutul, ne fură clipa și e singura pe care o avem, adică singura adevărată. Trebuie să facem cumva, eu promit că încerc mai mult să nu mai ratez clipa prezentului. Așa să fie și să ne vedem data viitoare într-un prezent concret, real, viu,
clipa, cred că este cel mai frumos lucru pe care ni-l poate da divinitatea. Dacă ratăm clipa, cred că într-o anumită măsură ne ratăm existența. Să nu uităm că în 1995 universitatea a căpătat dreptul de a se numi Lucian Blaga. 25 de ani de atunci și să nu uităm să spunem la mulți ani UBS. Acum 125 de ani se năștea Lucian Blaga, iar prima frază coerentă pe care a spus-o, trimis fiind de cumnatul său la magazin, s-a întors și a spus următoarele cuvinte, citez aproximativ. Bere nu-i, zodă e, iar zlotul l-a închert. Să ne vedem cu bine data viitoare. Victorie! Să ne vedem cu bine, Victorie!